jurul lumii în 80 de zile, partea a șaptea. Ți-a ieșit din minți? De ce fredonezi? În cultura mea se crede că muzica te eliberează de necazuri. Sper să ne elibereze și de ăsta. Nu cred că ăsta e genul de necaz care dispare cântând. În jurul lumii în 80 de zile, tocmai devenise mai riscant. Passepartout și Inspector Fix erau acum captivați de pirați? Pe o corabie ce se îndepărta de Hong Kong. Oh, domnule, știu că trebuie să mă cauți. Hoțul ăla nu caută pe nimeni. De ce îi tot spui așa? Oh, îți voi spune de ce. Inspector Fix a început să-i spună lui Passepartout de ancheta lui. Pe de altă parte, încă în Hong Kong, Asta este adresa. Aici mi-au rămas bun, domnule Fogg. Prințesă! Domnule Fogg, sunteți fericit că nu l-am găsit pe vărul meu, Gigi? Ce? Nu, desigur că nu. Adică bătrâna ne-a informat că Jeh a plecat în Europa. De fapt, e foarte bine, căci ne îndreptăm exact acolo să-mi termin pariul. Pariul tău de a face în conjurul lumii în 80 de zile? Credeam că trebuie să fii uitat de asta. Oh, desigur că nu, prințesă. Mi-am pariat reputația, casa și jumătate din avere. Sunt foarte conștient de destinația mea, dar... Dar? Dar asta nu înseamnă că nu-mi prețuiesc călătoria și însoțitorul, prințesă. Sper că nu te va deranja să mă însoțești în Europa. Cum ar putea fi deranjată Mira de acest om nobil și amabil? Deloc, domnule Fogg. Atât cât domnul Fogg și prințesa Mira încă nu știau că Passepartout era răpit de pirați, ei nu îl căutau. Și iată, Inspector Fix îi explica lui Passepartout de investigația lui. Asta e ridicol! Vorbește încet! Asta e inacceptabil! Al meu monsieur, un hoț? Bărbatul ce-și riscă reputația să salveze o femeie? Cine a dăruit călărețului un elefant complet? Are suficient să cumpere corabia asta de la pirați, da? El nu trebuie să fure. Las-o moale și nu mai expune banii. Suntem răpiți, amintește-ți. De la ce vă certați? Ce? Ceartă? Nu e nicio ceartă aici. Nu, desigur că nu e. În fine, care dintre voi știe să pescuiască? Pescuit? Nu, dacă zic da, mă vor pune să pescuiesc pentru ei. Eu nu. Trimite-mă în mare și nu voi putea prinde nicio piatră. El știe să pescuiască. Ce? Glumește acum! Primul lucru ce trebuie să-l fie un bărbat e să pescuiască. Cum altfel ai supraviețui pe mare? Haide, chiar acum! Ce? Nu! Adică eu, dar el trebuie să... Ești absolut sigur că nu sunt rechini aici, domnule pirat? Păi, n-ar trebui să fie! Și nu te apropii un pic, ha? Dacă te mănâncă rechinul, prietenul meu ar ști sigur! Nu, ce vrei să spui? Confiscat? Adică e luat de pirați? Nu, știu ce înseamnă. Adică, cum s-a întâmplat asta? Poliția e aici? Da, nu suntem chiar dezvoltați în poliție aici. Este 1872, este statală. Oh, nu, domnule Fogg! Crezi că Passepartout era pe corabia aia? Așa se pare, prințesă. Oh, nu, domnule Fogg! Ce vei face acum? Fără grijă. Passepartout e un om puternic și inteligent.
el va fi bine. Ah, hai, Passepartout, gândește! Monsieur a renunțat? Ar sta pe corabia asta întunecată, așteptând ca cineva să-i rezolve problema? Numărând minutele până la sentință? Nu! Și-ar folosi capul foarte isteț să scape. Și asta am să fac și eu. Și cu acea inspirație, Passepartout urcă încet pe punta superioară să-și facă o idee despre numărul de pirați. Passepartout căută apoi o țintă ușoară. De îndată ce piratul se îndrepta spre deschiderea către puntea inferioară, Passepartout l-a tras înăuntru. Hei! Unde s-a dus Twiggy? Du-te, caută-l amice! Voi fi cu ochii pe mâncarea lui de rechin până atunci! Dar celălalt pirat a avut aceeași soartă. Ce-a fost zgomotul ăsta? Era rândul capitanului acum. El era cel mai solid dintre toți. Passepartout trebuia să-și schimbe trucul. Cât capitanul vasului se aplecă să examineze ușa către puntea interioară, Passepartout l-a lovit cu ușa. Aha! Tot ce trebuie să fac e să conduc corabia. Sunt sigur că monsieur e în drum spre Japonia, doar dacă stai. Unde e inspector Fix? Sunt aici! De ce mi se întâmplă numai bucurii rele? Dacă Passepartout tocmai preluase controlul navei, la celălalt capăt, domnul Fogg ratase vasul spre Japonia. Oh, domnule Fogg! Am fost așa prinși în căutarea lui Passepartout încât am ratat vaporul! Domnule Fogg, de ce nu ești îngrijorat? Prințesa Mira, nu mă supăr în fața destinului, căci e o pură prostie să fac asta. Sunt îngrijorat pentru Passepartout, dar ceva îmi spune că ne va întâlni în Japonia. Am aranjat deja un vas personal și proprietarul acestuia a promis că ne va conduce în Japonia. Oh, hai, Passepartout! Nu pot sta mereu supărat pe mine. Sunt polițist și îmi fac doar datoria. Nu mă deranja. Încerc să citesc harta asta. Trebuie să mergem în Japonia. Și oricum, nu sunt supărat pe tine. Îți îndeplinești datoria de a suspecta nevinovați. Sunt sigur că domnul meu e curat și transparent ca oceanul ăsta. Vom vedea. Passepartout analiză harta traseului și reușise cumva să ajungă pe țărmurile Japoniei. Frumoasa! Frumoasa Japonia! Aici, stai pe corabie. Pirații sunt legați în punta inferioară. Indiferent ce, nu părăsești corabia. Voi merge să verific când va ajunge vaporul din Hong Kong. Dar, cu toate aceste tachinări și avertismente, când Passepartout se întorcea cu veștile bune despre vapor, inspector Fix stătea singur pe punte, având doar bereta sa, fără corabie. Ha? Se pare că pirații l-au învins pe Fix și și-au luat corabia înapoi. Și odată cu ea, și banii, și proviziile pe care Passepartout și Fix le cumpăraseră. Tu te-ai ieșit din minți? Tu ți-ai ieșit din minți să-mi dai banii tăi și să mă lași singur cu huliganii ăia? Arg, tu ești polițist. Sau datoria ta e să urmărești doar nevinovați în jurul lumii? Au furat totul. Asta în jurul lumii în 80 de zile e o farsă și știi asta. E o simplă coincidență că a părăsit Londra chiar a doua zi după Jaf? Oh, pur la mâr, dossier, tu și jaful tău, ce mare bijuterie a fost furată de la bancă! Ei, nu, mi-au spus! Naze anatawa, tatakete iru no desika! Atunci, inspector Fix și Passepartout au realizat ceva. Suntem în Japonia, fără niciun ban. Vaporul din Hong Kong nu sosește decât după 3 zile.
Asta înseamnă că monsieur nu ajunge până atunci. Suntem pe compropriu pe acest tărâm ciudat. Nu cunoaștem limba. Și asta a fost. Unde domnul Fogg și prințesa Mira se îndreptau spre Japonia cu vaporul privat, inspector Fix și Pasapartu erau deja în Japonia, fără bani pentru mâncare sau adăpost. O, si el a apetit de nou.